Care este semnificația 1 decembrie 1918 pentru românii de peste Prut și noi din Măsărate? De fapt, întrebarea este interesantă prin felul în care abordăm integritatea spațiului cultural și politic românesc, pentru că din punct de vedere istoric avem desigur evenimentul în centru, felul cum el a fost realizat, și de altă parte avem felul în care el a influențat ulterior evoluția spațiului românesc. Și din perspectiva întrebării care mi-ai pus-o, în primul rând aș spune că anul 1918 este un an în care, pentru prima oară în istoria lor, românii au realizat un proiect statal care mai mult sau mai puțin a cuprins toată populația de naționalitate românească. Și în istoriografie și în uzul popular și în cel politic a intrat sub denumirea de România Mare, un proiect pe care Brătianu l-a articulat încă în 1854 și care a devenit visul pașoptiștilor și realizat ulterior odată cu unirea principatelor în 1859, formarea Regatului României. Deci acești pași au constituit o implementare metodică a acestui deziderat de unirea românilor într-un singur stat. Din punct de vedere al raportării la realitățile noastre actuale, cred eu că avem o problemă în felul cum percepem această unire dintr-o ipostază a memoriei colective sovietice și dintr-o ipostază a memoriei colective române, pentru că anul 1918 și 1 decembrie, dar aș vrea să mă refer în mod special la 27 martie 1918, a deschis o perspectivă nou pentru spațiul între Prut și Nistru, pentru că este un prim moment când în Basarabia încep procesele de integrare în cadrul României și aceste procese de modernizare care au venit odată cu administrația românească pot fi comparabile cu dezastrul regimului totalitar sovietic care exista în stânga Nistrului. De aceea aș spune că există un moment unic în care anumite circumstanțe istorice au permis realizarea acestui deziderat. Ne referim în primul rând la declanșarea primului război mondial și dezagregarea imperiilor multinaționale, în mod special Imperiul Austro-Ungar, care în interiorul căruia se aflau România, Transilvania și Bucovina, și Imperiul Țarist, unde ne aflam noi. În al doilea rând sunt abilitățile deosebite ale clasei politice românești de la acel moment și în primul rând este legată de diplomația lui I.C. Brătianu, care a știut extrem de abil să tărăgâneze intrarea României în război și să o facă într-un moment când a avut de câștigat, de a realizat maximul beneficii, pentru că în definitiv actul unirii este și un sacrificiu a soldatului român, a implicării armatei române în primul război mondial. Și pentru a nu omite cel mai important deziderat, l-am lăsat la urmă, este vorba de dorința de unitate, exprimată în deosebit în Transilvania, și faptul că acest lucru s-a realizat la Alba Iulia la 1 decembrie este o confirmare a faptului că, de fapt, esența statului român, deci coloana vertebrală a românismului, s-a aflat în Transilvania, de acolo au venit în mare parte și modelările ulterioare ale românismului, a însemnat un act de afirmare a unității naționale românești, mai puțin accentuată în Basarabia, dar în sensul în care a fost realizat cu suportul elitei politice la acel moment, care, prin excelență, și elitei intelectuale se revendica ca românească, ne face să gândim în termenii că înclinațiile de unitate exprimate de populația română din aceste provincii au făcut posibil acest eveniment. Care sunt curentele istoriografice a acestui eveniment? De fapt, istoria interpretează în mod diferit aceste evenimente. Anul 1918, prin supremația sa în istoria, pentru că este un an pe care se construiește
mitologia națională românească pe care se construiește, pe care este fundamentul, de fapt, al statului român și al națiunii române în sine. Este un lucru în jurul căreia s-a consolidat întreg discursul istoriografic românesc și, în mare parte, discursul naționalist românesc după 1918, construit prin eforturile lui Iorga, lui Brătianu, dar și a basarabeanului nostru Alexandru Boldur, au pornit de la premiza necesității legitimării istorice acestui eveniment. Deci punctul de vedere oficial al istoriografiei românești este că anul 1918 a stat întotdeauna în mințile românilor și el este un eveniment inevitabil, o chestiune determinată istorie care nu putea fi oprită și în ultima instanță s-a realizat. Deci este vorba de un determinism istoric. Încă din 1918 această versiune a istoriografiei românești a fost contestată. În primul rând a fost contestată de istoriografia maghiară, care a pus la îndoială legitimitatea unirii cu Transilvania, considerând o anexiune. O anexiune realizată în contextul faptului că Ungaria a pierdut primul război mondial cu suportul marilor puteri și care punea începutul unei dispute istoriografice acerbe între România și Ungaria în privința legitimității Transilvaniei, care este actuală până în momentul de față. În al doilea rând, este vorba de articularea discursului istoriografic sovietic, care a pus la îndoială legitimitatea Unirii Basarabiei, considerând un teritoriu ocupat de armatele române, și care, de-a lungul perioadei interbelice, a contestat această administrație românească în Basarabia, și anume, în perioada sovietică începe formularea moldovenismului de tip sovietic, care a oferit foarte multe argumentări pentru discuțiile ulterioare în perioada noastră de după 1991 supra faptului că Unirea Basarabiei la 27 martie 1918 nu a fost nici de cum o reprezentare a unității, ci un act abuziv al administrației românești. Și în ultima instanță, referitor la Bucovina, există o dispută cu istoriografia ucraineană care, din perspectiva faptului că actualmente Bucovina este parte a Ucrainei, deci mă refer la partea Bucovinii, cu regiunea Cernăuț, anexată în contextul ocupației din 1940 și ulterior în 1944, a făcut ca să existe o dispută și o contestare a legitimității aflării Bucovinii în cadrul României Mare. Deci toate aceste proiecte concurențiale au avut și un puternic suport politic, care în ultima instanță a politizat extrem de mult actul Unirii de la 1 decembrie 1918 în sine. De aceea, când vorbim despre evenimente în sine, deci trebuie să avem în vedere întreaga sa complexitate, felul cum s-a desfășurat și, nu în ultimul rând, să pornim de la premiza unei analize a evenimentului reieșind din realitățile create în contextul anului 1918. Care este sau ar fi simbolul acestui eveniment? Pentru noi românii este un eveniment care ne determină existența, pentru că anul 1918 a fost începutul creierii statului român modern, în sensul în care a înglobat toate provinciile istorice în care locuiau românii și este o primă încercare de armonizare a acestor teritorii în cadrul unui stat unitar român, care a pus începutul unor transformări importante de realizare a acestui stat unitar, care a pus începutul unor forme de modernizare în sensul accesului, spre exemplu, la valorile occidentale ale democrației pentru noi, pentru că la ora actuală prea puțină lume recunoaște în Basarabia faptul că am avut un exercițiu democratic în perioada de după Unirea din 1918. Țăranul basarabean mergea la vot, partidele politice desfășurau campanii electorale, am avut o reformă agrară extrem de democratică. Deci am avut beneficiile și am fost încadrat într-un circuit european și internațional care s-a curmat odată cu ocuparea Basarabiei la 28 iunie 1940 și încadrarea Basarabiei într-o altă dimensiune istorică,
care a încercat să prezinte această ocupare ca o eliberare și un beneficiu pentru populația dintre Prut și Nistru. De aceea este extrem de important la ora actuală, pentru noi cei care trăim aici, să conștientizăm faptul că cei 22 de ani de existență în cadrul României, căreia datorăm de fapt actul unirii din 27 martie 1918 și 1 decembrie 1918, a însemnat pentru noi 22 de ani de afirmare a unor valori elementare, cum ar fi limba, cultura și identitatea românească neglijate în perioada țaristă, și aș risca să presupun că acești 22 de ani de existență în cadrul statului unitar român au fost cei care au salvat în mare parte românismul la ora actuală în Basarabia. Acestui fapt datorăm că noi actualmente vorbim, gândim românește și avem unele atribuții la spațiul cultural și social românesc.